sunt pacienți care zic, n-am mai găsit niciun ajutor. Și asta există un ajutor infinit. Dumnezeu. Trebuie să le explicăm că e moarte. Exact ca la Adam și Eva. Dacă vei gusta din acest pom, vei muri. Deci nu trebuie să ne dăm după deget. Nu trebuie să acoperim realitatea aceasta. Și eu spun, dragul meu, poți să faci orice, dacă faci asta, mori. Drogul nu alege. E din toată sfera societății. Și în primul rând, părintele suferă. Asta e dependență. Asta e și păcatul. Asta e și tot ceea ce înseamnă mecanismul de a fi. Îi dai mai multă putere decât ești tu, te cucerești. Ce stă în puterea mea să previn, să nu mă trezesc într-o zi ca părinte? Stă. Îi pui filme care sunt publice, ce se întâmplă, ce boli poți să îl informezi. Dar eu cred și rog pe bunul Dumnezeu ca fiecare suflet care este încorsetat și chinuit de această racilă, de această grea încercare pe care o avem ca societate, să scape de consumul de droguri și să scape de adicție, așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Oamenii timpului, marți de la ora 20 la Trinitas TV.